percheziții de amploare în Timișoara, polițiștii și procurorii de ICOT au descins în această dimineață la mai multe persoane acuzate că ar fi implicate într-un dosar de trafic de persoane. Astăzi începe audierea candidaților propuși pentru a ocupa funcțiile de miniștri în cabinetul Ciolacu. Votul de investitură va avea loc în cursul zilei de joi. Am asistat la cel mai malefic și mai atroce abuz de putere din istoria țării noastre, a spus Trump după punerea sa sub acuzare în cadrul documentelor clasificate. Fostul președinte a descris acuzațiile federale împotriva sa drept interferență electorală. Daniel Osmanovici vă prezintă Focus. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Percheziții, la această oră în Timișoara, polițiștii și procurorii de ICOT au descins la mai multe persoane acuzate că ar fi implicate într-un dosar de trafic de persoane. Membrii unei familii, soț, soție și doi copii exploatau de mai bine de un an mai multe tinere pe care le obligau să se prostitueze și de la care luau toți banii încasați de la clienți. Deschide poliția! Deschide! Deschide poliția! Deschide că-ți face ușa! Și de la Timișoara, Ovidiu Vărădeanu, ne dă mai multe amănunte. Bună dimineața, Ovidiu! M-am găsit în vara anului trecut. Membrii familiei au mers în mai multe județe din zona de nord a țării pentru a găsi fete pe care să le convingă să lucreze pentru ei. Tinerele racolate proveneau din familii destrămate, nevoiașe. Au adus 4 fete la Timișoara, promițându-le bani și locuri de muncă. Odată ajunse aici, însă le-au obligat să se prostitueze. Le-au cazat în 2 apartamente din oraș și în fiecare dimineață, unul dintre cei 2 fii ai familiei, în vârstă de 20 de ani, le prelua și le ducea la locul de muncă, pe șoselele de ieșire din oraș. Acolo fetele își racoleau clienții. În medie, spun anchetatorii, aveau 5-6 bărbați pe zi. După fiecare partidă de sex, unul din membrii familiei trecea pe la fete și le lua banii. Pentru a se asigura că nu fug și lucrează pentru ei, tinerelor le-au fost luate documentele de identitate și erau amenințate sau chiar bătute uneori. În urmă cu câteva săptămâni, una dintre ele a reușit să plece și a anunțat poliția. Oamenii legii au intrat pe fir și au monitorizat gruparea, iar în această dimineață i-au ridicat din locuințe. Procurorii îi cercetează acum pentru trafic de persoane și constituire de grup infracțional organizat. Ei vor fi duși la audieri la sediul DICOT Timișoara. Atât deocamdată de aici. La revedere! Accident înfiorător într-o comună din Argeș. O copilă de doar 7 ani a ajuns în stare critică la spital după ce tocmai mama ei a dat peste ea cu mașina. S-a întâmplat în curtea casei când femeia se întorcea de la serviciu. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Nenorocirea a avut loc în comuna argeșană Dărmănești. Femeia, asistentă la Spitalul Județean din Argeș, tocmai se întorcea de la serviciu și voia să intre cu mașina în curte. Fetița aia a deschis poarta și probabil, zic unii oameni pe aici, că ar fi trecut prin fața mașinii și maica s-a n-a văzut-o și a luat-o cu roata. Și a luat-o cu roata pe piept. A venit mama la serviciu a fetiței și fetița i-a sărit înainte. Cât că se deschide poarta sau să ceva, și a dat mașina peste. Dureros, pentru că tocmai maica s-a sărit bereaua asta. Când a realizat ce s-a întâmplat, femeia a coborât rapid din mașină și disperată și-a scos copilul de sub roți. A sunat la 112 și apoi a început să-i facă fetiței manevre de resuscitare. Între timp, la fața locului a ajuns și o ambulanță SMURD. Fetița se afla în stop cardiorespirator. Colegii mei începând manevrele de resuscitare. Cred eu că e destul de grav. Dacă vrea mai e așa, o diric la spital. Au stat ăștia foarte mult timp până la... După mai bine de jumătate de oră, fetița a răspuns manevrelor, a fost urcată în ambulanță și dusă la spitalul de pediatrie din Pitești. Medicii sunt rezervați, copila este lovită la cap și torace, are fracturi costale, iar plămânii îi sunt afectați. S-a decis mutarea ei la un spital din capitală, iar transferul a fost făcut cu ajutorul unui elicopter SMURD. Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Nici nu are început bine că se termină, nu mai e timp pentru noi cunoștințe, ci doar pentru încheiat medii și serbări. Imagini și detalii în scurt timp la Focus.
De ziua lui de naștere, președintele Klaus Iohannis l-a desemnat prim-ministru pe Marcel Ciolacu, o alegere cunoscută încă de acum un an și jumătate de când coaliția PNL-PSD a stabilit că va exista o rotativă. Mulți se întrebau însă cum va arăta această desemnare, dată fiind relația din trecut a președintelui cu PSD partid, pe care îl numea toxic. Aseară, în urma ședinței coaliției, a fost depusă la Parlament lista miniștrilor cabinetului Ciolacu, din care nu face parte niciun ministru de la UDMR. Cu doar câteva minute înainte, Kelemen Hunor declarase că la impuse nu se poate lucra. Cred că nu este nicio surpriză, dar acum desemnez pentru poziția de prim-ministru al României pe domnul Marcel Ciolacu, pe care îl invit să formeze un guvern al coaliției și să continue munca dedicată, serioasă, eficientă și eficace a coaliției. O coaliție formată din PNL și PSD, partid pe care în urmă cu 3 ani șeful statului îl cataloga cu totul diferit, într-unul dintre cele mai dure discursuri pe care le-a ținut vreodată. Eu nu pot chivanoc PSD. Marele PSD se luptă în birourile secrete din Parlament ca să dea Ardealul ungurilor. Eu nu pot Ciolacu. Oare ce v-a promis liderul de la Budapesta, Victor Orban, în schimbul acestei înțelegeri? Eu nu mai vreau ca problemele importante ale națiunii să fie hotărâte de PSD. PSD hotărăște acum problemele națiunii din dublă postură, partid majoritar în Parlament și aflat la guvernare, cea de-a doua parte cu acceptul direct al președintelui Klaus Iohannis. Marcel Ciolacu și-a început primul discurs în calitate de premier desemnat cu o urare. Domnule președinte, în primul rând aș dori să vă transmit la mulți ani. Mulțumirile. Aș dori să-i mulțumesc domnului președinte al Partidului Național Liberal, domnului Nicolae Ciucă, pentru gestul de onoare pe care l-a făcut și n-aș dori să-i mulțumesc din postura de prim-ministru desemnat. Aș dori să-i mulțumesc din postura de român. Principalele priorități ale mandatului său vor fi economia și reforma, a spus Marcel Ciolacu. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o de a fi prim-ministru desemnat, care aduce în egală măsură și o mare responsabilitate. Vă doresc mult succes! Așa. Înainte să-l desemneze premier pe Marcel Ciolacu, Klaus Iohannis s-a consultat cu partidele. A fost doar ceva formal, pentru că nominalizarea era cunoscută. Cei de la PSD și PNL au venit împreună cu liderul grupului minorităților naționale, dar fără UDMR, care a mers la consultări o jumătate de oră mai târziu. A urmat delegația USR, condusă de Cătălin Drulă. Ultimii care au mers să se întâlnească cu președintele au fost parlamentarii AUR. Avem aici un bilet pentru domnul Klaus Iohannis, cadou de ziua lui. Parlamentarii de la Forța Dreptei, partid condus de fostul premier Ludovic Orban, au protestat în fața Palatului Cotroceni. Își bate joc și trădează încrederea și speranța care a fost acordată de 6,5 milioane de români pentru promisiunile pe care le-a făcut în campanie. O Românie fără PSD, dacă vă aduceți aminte. După nominalizarea premierului, coaliția PNL-PSD trebuie să stabilească portofoliile pentru noul guvern. Astfel, UDMR a anunțat că negocierile cu PNL pentru ministerele din guvern au eșuat și au anunțat ieșirea de la guvernare. Între timp, Marcel Ciolacu și-a prezentat echipa de miniștri PSD, precum și prioritățile programului de guvernare. Trebuie să avem curajul să ne propunem mai mult. Românii vor să vadă mai multă muncă, seriozitate și coerență din partea celor care administrează țara. Propunem un plan cu 5 mari obiective. Rezolvarea odată pentru totdeauna a problemei pensiilor speciale și adoptarea noii legi privind salarizarea unitară. Stoparea creșterii prețurilor, refacerea puterii de cumpărare. Dezvoltarea sistemelor publice
de educație și sănătate. Patriotism economic, de fapt, dezvoltare economică prin creșterea producției naționale, atragerea de bani europeni și alocări bugetare, crearea de locuri de muncă mai multe și mai bine plătite. Începe audierea candidaților propuși pentru a ocupa funcțiile de miniștri în cabinetul Ciolacu, iar votul de investitură va avea loc în cursul zilei de joi. Astfel, de la ora 10 vor apărea în fața comisiilor candidații pentru Ministerele Agriculturii, Justiției și Educației. De la ora 11 vor fi audiați miniștrii de la Dezvoltare, Transporturi și Energie, iar de la ora 12 cei de la Finanțe, Cercetare și Economie. Candidații pentru Ministerul Muncii și Ministerul Culturii vor apărea în fața comisiilor de specialitate de la ora 13, iar de la ora 14 cei de la Sănătate, Familie și Interne. Audierea candidaților de la Apărare, Proiecte Europene și Externe va avea loc de la 15, iar de la 16 va fi audiat candidatul pentru Ministerul Mediului. Președintele Iohannis a întâlnit ieri cu liderii politici și l-a desemnat pe Marcel Ciolacu premier. Acesta din urmă începe să-și formeze cabinetul. Radu Anciu a comentat subiectul aseară la emisiunea Worldwide Banciu pe Prima News. Privirea asta absolut împietrită a lui Klaus Iohannis, o privire pe undeva aș comenta așa, dacă aș face o descriere pe imagine în clasa 8-a, e cu mintea departe așa, se gândește probabil la fripturile de peste seară sau la cârnăciuri aia de tip german, da? Nu pare să aibă concentrarea, se uită în gol, iar Ciolacu, care ați văzut de la grădiniță era în PSD, da? El a trecut absolut toate etapele, din frage de pruncie și până astăzi a tot urcat treptele ascensiunii sale către acest 13 iunie 2023, când a ajuns premierul României. Nu pare nici să fie foarte pătruns. Mai degrabă, mâna de voioșie este întinsă de președintele Iohannis, care întinde mâna undeva la 65%. Și mare timp Ciolacu să se desfășoare. Entuziasmul de sfârșit de zi, de petrecere, de întâlnire cu cei dragi, este al lui Iohannis, nu al lui Ciolacu. În această imagine. Se vede că pe Iohannis îl așteaptă o seară mai interesantă, adică mai goală de substrat decât pe Ciolacu. Ciolacu are așa o anumită jenă, dându-și seama ce catastrofă urmează pentru România. Ăsta l-a lăsat spălat pe mâini. Totuși, cum trebuie să fie ca de ziua ta să numești un PSD-ist în funcția de premier? Ce înfrângere, totuși. Ce dramă. Începe era Marcel Ciolacu, fraților, un guvern al României care ar fi aproape incalificabil. Auzeam pe aici să discuta prin redacție că Madame Gurghiu, care acum nu mai are șefia Senatului, care a fost preluată de Tașu Ciucă, pe vremuri la șefia Senatului era unul Zgonea, dacă mai țineți minte, o tempora. E doamna Gurghiu, ca să nu rămână sigur ca domnul Goe, va primi Ministerul Justiției. Cine știe, mi se pare senzațional. Tu i-aș da doamnei Gurghiu un minister, cum să nu? Doamna Gurghiu a fost tot timpul prezentabilă, râită, amabilă, un personaj, în orice caz, în politica românească. I-aș da ministerul acadelelor, ministerul tiribombelor, de exemplu, ministerul parcurilor și grădinilor, ministerul luciului apei, ministere de-astea pe care le-ar fi putut conduce și Mitică Dragomir la o adică. Acum să-i dai, bă, justiția, totuși. Afaceri europene, nu știu ce. Sau eventual aș sfătui eu pe doamna Gurghiu să treacă în UDMR, că ar da foarte bine acolo și atunci sigur că ar prelua un minister. I s-ar potrivi doamnei Gurghiu să râdeți. I s-ar potrivi doamnei Gurghiu chiar CNCD-ul. Să fii judecat de doamna Gurghiu de dimineața până seara la CNCD, ce onoare. Să ai zeci de procese, da? Cu doamna Gurghiu, Alina Gurghiu. Ar fi, într-adevăr, o onoare, o mândrie pentru noi. Așa, în întunecatul CNCD de astăzi, e greu să-ți faci dreptate. E din merg să fii vorba lui Florin Călinescu și tot. N-ai reușit mare lucru. La mulți ani președintelui, Marcel Ciolacu era cu temele făcute, stați liniștiți. Ați văzut că are facultate de drept, are un CV, dar putea să devină președintele Statelor Unite. Deci de aici și până la Casa Albă, pentru el e un drum lin, un lung fluviu liniștit.
Asta sigur dacă și istoria ar fi un pic trunchiată. Sau poate doar trucată, a? Ca să sune mai pe buzoienește așa. E de la Buzău, domnul Ciolacu. E la Buzău. Ar fi zis și amicul nostru Costi. E de pe la Buzău, așa el. E, le-a făcut pe toate, să știți. Am uitat peste CV-ul lui, este lung ca al lui Ramses. Da? Un CV impresionant, în orice caz, de om serios, de om de stat. E bine, Radu Banciu vă așteaptă în fiecare seară, de luni până joi, la ora 22, la Prima News, la emisiunea Worldwide Banciu, unde realizatorul TV comentează în stilul caracteristic subiectele importante ale zilei. Ieri, elevii din toată țara au revenit în bănci, sunt ultimele zile de școală din acest an școlar, așa că accentul va cădea pe încheierea mediilor și mai puțin pe acumularea de noi cunoștințe. În unele școli s-a ținut cea mai frumoasă și emoționantă festivitate, ultimul clopoțel pentru elevii de clasa 8-a. Multă emoție, melancolie, dar și entuziasm. Așa au încheiat elevii de clasa 8-a o etapă importantă a vieții, după un gimnaziu plin de provocări, de la o pandemie la nivel mondial, la o grevă în ultimele săptămâni de școală. Suntem așadar o generație cu mult mai multe provocări, dar aveți în față o generație destul de puternică, ambițioasă și determinată. Fără voi, dragi profesori, nu am fi reușit. Vă suntem recunoscători, vă mulțumim și ne vom aminti de dumneavoastră ori de câte ori vom avea ocazia. Dragi colegi, urmați-vă visurile! La școala numărul 195 din București, fiecare clasă de 8 a ieșit pe ușile școlii printr-un tunel de flori. Și absolvenții clasei a 8-a J, felicitări! Clasa 8-a G! Clasa 8-a G, felicitări! Din public i-au privit entuziasmați părinții, bunicii, dar și elevii mai mici, unii dintre ei de la ferestre. Se putea fără această festivitate. Copiii își doreau foarte mult. Superbă, frumoasă! Meritau copiii, da. Ne bucurăm că s-a putut întâmpla asta. Am ținut florile deasupra capurilor și pe mașini. Prietenul meu are fetele mai mari care a absolvit clasa a 8-a. Da. Și l-am îmbrățișat că a fost frumos, așa. Vă gândiți la momentul în care o să fiți și voi a 8-a? Da, da. Ultimul clopoțel a fost mult așteptat după câteva săptămâni de incertitudine. Pentru română și matematică au fost foarte devotați profesorii și au mai lucrat cu ei, dar oricum ar fi faptul că ai zile în care nu ai școală deloc sau nu e un ritm ok pentru o perioadă dinainte de examen. Cred că mai puțin au realizat ce se întâmplă pentru că erau suficient de stresați cu examenele și cu pregătirea pentru ele. Revenirea la ore coincide cu ultima săptămână de școală. Copiii și-au făcut din nou ghiozdanele și au umplut curțile unităților de învățământ. Mă bucur că am revenit la școală, că mă întâlnesc din nou cu colegii. Am toate notele care îmi trebuie, dar nu știu dacă sunt mediile încă încheiate. Mulți încercau să ne pună note din timp, astfel încât să poată să încheie mediile. Pentru încheierea mediilor este nevoie în acest an de două note. În clasa 8 au fost înscriși în acest an școlar aproximativ 180.000 de elevi. Ultimul clopoțel a fost despre bucurie și emoție. Două lucruri pe care, pe lângă cunoștințele teoretice, școala trebuie să le ofere. Evaluarea națională de clasa 8-a va începe luni cu proba de limba și literatura română. Marea Sinagoga Evreilor de la Malul Mării intră în reabilitare la final. Clădirea ar putea intra pe lista monumentelor istorice. Aflați mai multe imediat la Focus. Epopeea grevelor din țară e departe de a se fi încheiat. Sindicaliștii de la metrou se pregătesc și ei să declanșeze un conflict de muncă. Nemulțumiți de salarii, angajații strâng deja semnături și spun că greva este inevitabilă. Conducerea Metrorex spune, în schimb, că nu poate crește salariile pentru că nu le permite legea. Greva de la metrou este un scenariu tot mai posibil. După negocieri eșuate privind contractul colectiv de muncă, angajații Metrorex amenință cu un conflict de muncă. Am trimis către membrii noștri tabele pentru dacă aceștia sunt de acord cu declanșarea conflictului colectiv de muncă și dacă membrii noștri vor fi de acord, vom declanșa conflictul colectiv de muncă cu toți pașii legali care îi prevede. Declarare, notificare,
conciliere, mediere, grevă generală, grevă de avertisment și se poate ajunge chiar și la grevă generală. Sindicaliștii spun că va exista majoritate în rândul semnatarilor și sunt de părere că negocierile nu vor rezolva nimic. Astfel, greva la metroul bucureștean ar putea începe până la sfârșitul lunii. Acest lucru ar însemna că pe anumite intervale orare garniturile nu vor mai circula deloc. Angajații Metrorex vor să primească asigurări de sănătate în mediul privat, bonusuri de masă de 30 de lei pe zi și creșteri salariare de 33%. Oferta administrației a fost decât 3,3%. Noi nu cerem decât ceea ce ni se cuvine pentru munca grea care o desfășurăm în subteran, unde mulți dintre noi nu apucă să vadă pensia și acum când o singură dată pe an, conform legii, ai dreptul să negociezi creșterea salarială, ți se spune că nu sunt fonduri, țara nu are bani. Conducerea instituției invocă legea și spune că o creștere cu 33% ar fi imposibilă. În bugetul Metrorex pe anul acesta au fost aprobate sume foarte mici pentru măriri de salarii. Atâta timp cât discutăm cu cifrele pe masă, eu consider că ar avea alte motive de nemulțumire, pentru că nu putem face altfel decât legal. Trebuie să vadă și situația financiară și în funcție de posibilitățile financiare noi putem să majorăm salariile la Metrorex. Dar nu putem depăși cheltuiala salarială pentru că este ilegal. Niciun angajat de la metrou nu câștigă mai puțin de 4.000 de lei în mână lunar, în timp ce media veniturilor e de 6.600 de lei. Directorii și șefii de serviciu pot ajunge și la salarii de aproape 15.000 de lei. La aceste sume se adaugă și sporuri între 15 și 40% din leafă. Zilnic, cu metroul în capitală, circulă aproximativ 430.000 de oameni. O grevă în subteran s-ar putea traduce cu sufocarea traficului la suprafață, spun sindicaliștii. Ultimul conflict de muncă de la metrou a avut loc în martie 2021, când peste 250 de angajați s-au așezat pe șine la îndemnul sindicatului. Cu o lună în urmă, un grup de muncitori ai Metrorex a pichetat Ministerul Transporturilor. Sezonul estival este abia la început, iar o cherhană are deja lacătul pe ușa, alta a fost amendată cu o sumă serioasă. Inspectorii OPC le-au vizitat bucătăriile, iar imaginile sunt de coșmar. De la mâncare stricată sau expirată până la gătită de mai mult timp și gata să ajungă pe masa turiștilor, au găsit de toate. Creveții, bane, date expirării 10-6. Își au câteva zile săracii de când au murit. Este proaspăt, gătit, cumva. 96 orez, dar nu știu ce. Cine a stabilit termenele? Nici despre asta nu știu nimic. Cu aceste preparate culinare sunt serviți turiști într-un restaurant tip cherhana de pe Faleza din Mamaia Nord, spre Năvodari. Alimente fierte sau prăjite cu mult înainte de a ajunge în farfuria clientului, ținute la temperaturi neconforme și depozitate necorespunzător. Despre acest produs nu știm nimic. Credeți ăștia, m-am prins. Pe 10-6 nu mai trebuia pus la dispoziția consumatorului. Pieptul de pui prăjit în avans, fără să știm când a fost prăjit. Inspectorii de la Protecția Consumatorului au luat la bani mărunți și bucătăriile celor două unități controlate. Cum igiena nu era la ea acasă, neregulile descoperite au fost nenumărate. Unde curățați peștele, vă rog? Afară. Unde afară? Haideți să-mi arătați. La cuvetă. Haideți să-mi arătați, doamnă. Aici, la cuvetă. Peștele nu poate fi ținut în condițiile astea, mai ales că temperatura este undeva la 4 grade, trebuie să stea între 0 și 2 grade. Am avut șansa extraordinară să călătorim în timp. Deschizi ușa și te întorci în anii 1990. Ne explica administratorul acelei locații că peștele prăjit cu o zi înainte, dacă nu este vândut, se va transforma într-un bun storceag. Mămăliga, de asemenea, fiartă cu câteva zile înainte, devenea prăjită. Dacă nu se vinde prăjită, poate face o budincă. Dacă nu se vinde budincă, pune zahăr. Una dintre cherhanale a fost închisă temporar. Cealaltă a fost amendată, iar marfa și preparatele scoase de la comercializare. Le puneți într-un sac, le sigilați, cine va face vorba de distrugerii lor. Deci aduceți un sac mare, paste fierte, și acela trebuie denaturat. Controlele inspectorilor ANPC vor continua în fiecare stațiune de pe litoral. Constanța își recuperează încă o clădire veche de patrimoniu. Templul israelit, înalt de 13 metri și vechi de peste un secol, intră în sfârșit în reabilitare. Marea sinagoga evreilor de la Malul Mării, dovârstă cu cazinoul din oraș, va fi readusă la viață într-un proiect de reconstrucție de 1,5 milioane de euro. La final, clădirea ar putea fi inclusă pe lista monumentelor istorice.
Constanța a avut două sinagogi. Sinagoga evreilor sefarzi a căzut la cutremurul din 1977, însă a doua a supraviețuit războiului mondial și vitregiilor naturii până în 2010. Templul izraelit, a cărui ruină se mai vede astăzi, avea 13 metri înălțime, a fost ridicat în stil maur și structurat pe trei registre orizontale. Degradarea sinagogii din Constanța a început în urmă cu aproape 20 de ani din cauza unei spărturi în acoperiș care a fost neglijată și din cauza căreia tot acoperișul s-a prăbușit la un moment dat. Sinagoga se află în centrul vechi al Constanței și aparține evreilor de rit așchenaz. Când a devenit pericol public, din cauza stării de degradare, a fost închisă. Acoperișul este căzut, vitraliile sunt sparte, iar pereții sunt distruși. De 9 ani a fost nevoie ca autoritățile să semneze contractul pentru executarea lucrărilor de restaurare și reabilitare generală. Lucrările vor dura vreo 2 ani de zile, din câte am înțeles, și sperăm că într-un final va fi securizată, închisă, acoperită și ne vom putea apuca de interioare, care sunt cu totul altă poveste. În timpul războiului, aici a fost depozit militar german de armament. Expertiza a stabilit că trebuie să se facă o reabilitare a structurii prin injectări cu mortar a fisurilor existente în pereți, bolți și arce. La recensământul din 2012 mai trăiau în Constanța 36 de evrei, iar de confesiune mozaică se declaraseră 30 dintre ei. Comunitatea evreilor din Constanța au avut un cuvânt important de spus în istoria orașului, care se laudă cu o diversitate etnică și culturală excepțională. După finalizarea lucrărilor, vor fi făcute demersuri pentru a include clădirea pe lista monumentelor istorice. Surpriză de proporții pentru fanii Beatles, ce le pregătește legendara trupă acestora nouă tuturor, aflați imediat la Focus. Am asistat la cel mai malefic și mai atroce abuz de putere din istoria țării noastre, a spus Trump după punerea sa sub acuzare în cazul documentelor clasificate. Donald Trump a descris acuzațiile federale împotriva sa ca drept interferență electorală și încă o încercare de a truca și fura alegerile prezidențiale. Threatening me with 400 years in prison for possessing my own presidential papers, which just about every other president has done, is one of the most outrageous and vicious legal theories ever put forward in an American court of law. The Espionage Act has been used to go after traitors and spies. It has nothing to do with a former president legally keeping his own documents. Fostul președinte Donald Trump a pledat ieri nevinovat la toate cele 37 de acuzații legate de presupusa manipulare defectuoasă a unor documente clasificate. Înainte de punerea sub acuzare, șefii adjuncți de la tribunal l-au înregistrat pe fostul președinte în baza de date și au făcut copii electronice ale amprentelor sale digitale. Procesul de înregistrare a durat aproximativ 10 minute. Fostul președinte, primul care se confruntă cu acuzații penale la nivel federal, nu a fost încătușat, așa cum nici la New York nu s-a întâmplat la începutul lunii aprilie, unde Donald Trump se confruntă cu un alt proces. După ce a părăsit tribunalul din Miami, coloana de mașină a lui Trump a făcut o oprire surpriză la Cafe Versailles, un celebru restaurant cubanez din cartierul Little Havana, unde susținătorii au cântat la mulți ani fostului președinte, care împlinește astăzi 77 de ani. Astăzi au loc funerariile de stat organizate pentru Silvio Berlusconi, care s-a stins la vârsta de 86 de ani. Ceremonia va fi prezidată de arhiepiscopul mitropolit de Milano, monseniorul Mario Delfini, trupul neînsuflețit al fostului politician italian, care până ieri se afla la vila sa din Arcore, va fi dus la domul din Milano. La funerarii va participa și președintele Italiei, Sergio Mattarella. Guvernul italian a proclamat astăzi de doliu național în memoria celui supranumit Il Cavaliere. Peste 100 de persoane au murit în Nigeria după ce un vas care transporta nunta s-a scufundat într-un râu. Potrivit autorităților, pe vas se aflau peste 200 de pasageri, iar 100 dintre aceștia au fost salvați. Acțiunile de căutare sunt în curs de desfășurare, ceea ce înseamnă că bilanțul s-ar putea înrăutăți. Naufragiile pe râurile și fluviile din Nigeria sunt frecvente, și asta pentru că embarcațiunile sunt supraîncărcate, prost întreținute sau nu se respectă regulile de siguranță.
Un atac masiv cu rachete a lovit în această dimineață orașul Odessa. Un prim bilanț indică 3 morți și 13 răniți. Ieri, un atac similar a lovit orașul Krivoi Rog, orașul natal al președintelui Zelenski. Un bloc de locuințe a fost lovit în plin. 12 oameni au murit, iar alte câteva zeci au fost răniți. Pe linia de contact dintre cele două armate se dau lupte acerbe. În premieră, rușii admit că armata ucraineană registrează câștiguri teritoriale pe care le cataloghează însă drept nesemnificative. Apartamente în flăcări și mașini făcute scrum e peisajul apocaliptic de pe o stradă din Krivoi Rog. În toiul nopții aici au căzut 4 bombe rusești. Alte 10 au fost distruse de antiaeriana ucraineană. Я проснулся от первого хлопка, слабого. Сразу на балкон это, а второй потом над головой, як шарахнуло зарево такое. У балкон вижу, що сипятся куски горящие, блин. În Hersonul potopit de apele barajului de la Nova Kahovka, apele au început să scadă. Problemele sunt în continuare uriașe. 40 de oameni sunt de negăsit. În satul în care locuiește acest bărbat se poate ajunge doar cu barca. Там у мене і холодильники плавають, і телевізори все плавають. А це коли взагалі сталося? Ой, ну за сутки, можна сказати. Юрі є фермієр. Праful s-a ales de munca lui de o viață. Це ж тут і зерно у мене все. Тепер не знаю, сіно там на городі попливло. І в мене, і в сусідів воно сіно попливло все. Да, нема чим кормити скот, нічого немає. Так в мене хоч трошки йолки сіна потупло, а люди ж воно... Tukiv 600-700, navena, za gocei. Distrugerea barajului în care se aflau 18 km cub de apă pune în pericol și sistemul de răcire al centralei atomice de la Zaporojie. În acest context, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, ajunge în Ucraina. Pe front, ciocnirile dintre ucraineni și ruși sunt deosebit de sângeroase. Optimist, Zelenski susține că victoria e doar o chestiune de timp. Boi jostki, ale naș ruhie. І це дуже важливо. Втрату ворога саме такі, як нам потрібно. І хоч погода цими днями несприятлива, дощі наше завдання ускладнюють, але все одно міцність наших воїнів дає результат. Я дякую за це кожному, хто зараз в бою, кожному, хто підтримує наші бойові бригади на відповідних напрямках. De partea cealaltă, într-un gest rar, Vladimir Putin a fost filmat într-un spital, unde sunt tratați soldații ruși răniți în Ucraina. Însoțit de ministrul apărării, Sergei Șoigu, acesta a medaliat mai mulți combatanți pe care i-a numit eroi ai patriei. ONU vrea să monitorizeze inteligența artificială. Secretarul General al Națiunilor Unite a propus crearea unei comisii similară cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Deja tot mai mulți specialiști din industrie se tem că inteligența artificială ar putea fi scăpată de sub control. New technology is moving at warp speeds. And so are the threats that come with it. Alarm bells over the latest form of artificial intelligence. Generative AI are deafening. Un orgas consultativ ar urma să fie creat până la finalul anului. Unul din partizanii reglementării este președintele american. I don't think ever in the history of human endeavor has there been as fundamental potential technological change as is presented by artificial intelligence. It is staggering. It is staggering. You have some of these leaders in the industry talking about how they're concerned whether machine will be able to begin to think for itself. Miliardarul Elon Musk, unul dintre cofondatorii OpenAI, a avertizat asupra pericolului pe care îl prezintă inteligența artificială. I think we should be cautious with AI and we should I think there should be some government oversight because it affects the it's a danger to the public. Paradoxal, chiar roboții susțin că inteligența artificială e un pericol pentru umanitate. The most nightmare scenario I can imagine with AI and robotics is a world where robots have become so powerful that they are able to control or manipulate humans without their knowledge. This could lead to an oppressive society where the rights of individuals are no longer respected. Deocamdată, oamenii se tem că avansul rapid al tehnologiei va duce la dispariția accelerată a tot mai multe locuri de muncă. Surpriză de proporții pentru fanii Beatles, o ultimă piesă a trupei cu vocea lui John Lennon va fi lansată anul acesta. Po
Paul McCartney este cel cu ajutorul căreia, cu ajutorul căruia și o echipă de specialiști a inteligenței artificiale, că tot vorbim despre ea, a reușit să refacă vocea legendarului vocalist dintr-o înregistrare de acum câteva decenii. Ar fi vorba de un demo din 1978. Fanii Beatles vor afla însă despre ce melodie este vorba abia după lansare. O ediție specială de timbre lansată în onoarea trupei fenomen BTS a fost vândută în doar câteva minute de la punerea lor în vânzare. Timbrele au fost lansate de poșta din Coreea de Sud pentru a marca 10 ani de la înființarea trupei. De altfel, aceasta a debutat în iunie 2013 cu piesa No More Dream. Piesa lansată în 2015, I Need You, le-a adus faima internațională. Deși începutul nu a fost deloc ușor, trupa formată din 7 membri a devenit un adevărat fenomen la nivel global care a pus Coreea de Sud pe harta industriei muzicale. Selecționerul s-a decis în dubla cu Kosovo și Elveția. România se va apăra cu Burcă și Drăgușin. La 21 de ani, fostul jucător al lui Juventus vrea să devină om de bază la națională. Cum se pregătește, vă arătăm în scurt timp la Focus, după publicitate. Vreme caldă și frumoasă în aproape toată țara. Cu detalii vine în această dimineață Roxana. Bună dimineața, Roxana! Bună dimineața, Daniel! Bun găsit tuturor! Pe continent, în partea central-estică, în sud și în zonele învecinate nordului Mării Negre, vor fi averse torențiale însoțite de descărcări electrice. În restul continentului, vremea va fi frumoasă, cerul va fi variabil și doar pe arii restrânse va ploua. Vântul va fi activ în partea vestică, iar temperaturile vor crește în partea nordică, dar și în cea de vest. La Chișinău, astăzi, vremea va fi instabilă, vor fi averse, iar maxima nu va depăși, iată, 24 de grade. În zilele următoare se anunță vreme bună, cerul va fi variabil, iar maximele vor fi atât de 28-29 de grade. La noi în țară, astăzi se încălzește, vom avea maxime cuprinse între 22 și 30 de grade, cerul va fi variabil, dar spre seară se va înnora și vor fi averse, local în Carpații meridionali și în Carpații orientali și parii mai restrânse în restul regiunilor, în special în partea continentală a Dobrogei, în Transilvania, Maramureș și în zonele de deal ale Olteniei, Munteniei și Moldovei. Mâine va ploua în jumătatea de vest a țării și în zona de munte, însă în Moldova, Muntenia și Dobrogea vremea va fi caldă și cerul va fi variabil. Vântul va avea intensificări pe crestele Carpaților meridionali, iar maximele se vor încadra între 21 și 32 de grade. Vineri se va menține vreme instabilă în jumătatea de vest a țării și la munte. În restul teritoriului vremea va fi caldă, cerul va fi variabil, însă vor mai fi unele înorări și posibile averse, însă doar pe alocuri. Vântul va rămâne activ pe crestele Carpaților meridionali, iar temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 32 de grade. În capitală va predomina vremea frumoasă și caldă, astăzi vor fi cam 29 de grade, mâine termometrele vor indica o maximă de 30 de grade, cerul va fi variabil, însă spre seară se va înora și vor fi posibile ploi însoțite de tunete și fulgere. Vineri, cerul va fi temporar noros și vor mai fi posibile ploi slabe de scurtă durată. Maxima se va situa tot în jurul valorii de 30 de grade. Și la munte se mai încălzește, însă vor mai fi averse și descărcări electrice locale în Carpații meridionali și în Carpații orientali și izolată în restul zonei montane. Noaptea, ploile vor cuprinde și munții Banatului și vestul Carpaților meridionali. La mare se menține vremea schimbătoare, cerul va avea înorări temporare când vor fi posibile ploi, vântul va fi activ, iar maximele se vor situa între 20 și 25 de grade, iar apa mării va avea cam 23 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme, să aveți o zi frumoasă în continuare, numai bine! Ei bine, în doar câteva minute urmează Prima News și Raluca Alhadad. Bună dimineața, Raluca! Ce se întâmplă azi la tine? Bună dimineața! De ieri avem premier desemnat și o listă de miniștri, format guvernul doar de PSD și PNL. UDMR a rămas pe din afară, deși mereu acest partid a fost un fel de garanție a echilibrului pentru putere. Dacă se mai poate schimba ceva astăzi, vom vedea. Discutăm așadar despre guvernul care urmează să fie investit. Daniel, asta este astăzi.
Mulțumesc frumos, Raluca. Doamnelor și domnilor, Focus 8 se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro, unde în fiecare zi găsiți informații de ultimă oră din toate domeniile. De asemenea, puteți intra și pe pagina de Facebook a știrilor Focus. Rămâneți așadar pe Prima TV. La ora 14 vă așteaptă colega mea, Livia Graur. Cu zi excelentă, la revedere!